Data trecută am avut cel mai înalt portar din FIFA, astăzi îl avem pe cel mai scund. Salutare și bine v-am găsit la un nou experiment de pe canal, băieți. Dacă mai vreți clipuri cu experimente, lăsați un like acolo, hai să strângem și noi 2000 de like-uri la acest clip. De asemenea, abonați-vă, suntem în drum spre 70.000 de abonați. Facem până la sfârșitul verii, eu zic că îi facem, sau nu. De astăzi l-am ales din nou pe Manuel Neuer și l-am făcut cel mai scund portar din FIFA. I-am dat înălțimea de 1,30 m. Are probleme cu hormonii, cred. De data aceasta nu voi mai juca un match și vom avea probe direct aici la Skill Games. E mult mai ușor, e mult mai bine așa. I-am pregătit aproximativ 5 probe la Skill Games. Hai să vă arăt despre ce este vorba. În primul rând, penaltiuri, lovituri libere la antrenament, lovituri libere direct în match, adică avem set pieces, mai exact, putem să avem și cornere, vom vedea cum iese la centrări și tot felul de chestii. Vom avea aici la shooting, chestia asta în care trebuie să bați portarul, să treci de el, să vedem cât de lungi are brațele, nu o să le aibă foarte lungi, vă dați seama. Și vom mai avea aici un practic scenario în care pur și simplu am echipa în atac și va trebui să-i marchez golul. Hai să facem aceste antrenamente, dacă putem spune așa. Totuși vreau să văd care este numărul maxim de puncte pe care le poate obține, așa că vom intra întâi la penaltiuri. Și la penaltiuri avem 5 încercări, ok, trebuie să țin minte 5. Un total de 51 de puncte poate obține Manuel Neuer, cel mai scund portar din joc în momentul de față. Hai să vedem câte obține din 51 de puncte, chiar sunt curios câte puncte va obține. Începem cu penaltiurile, băieți, cum am spus, la penaltiuri obține un punct dacă apără și obține 0,5 dacă ratez eu. Dacă ratez eu, asta e, sunt eu prost. Hai să-i batem aici pe colțul drept, se pregătește Neymar, se execute Neymar, bate impecabil, nicio șansă, e mult prea scund, uitați-vă la el. Hai să vedem penaltiul numărul 2, voi încerca o scăriță, băieți. Asta e destul de ușor de apărat dacă ghicește colțul, asta este, dacă își dă seama că dau scăriță. Dar nu și-a dat seama, s-a dus pe colțul celălalt, până acum nu obține nici măcar un punct din 51 totale. Hai totuși să-i dau puține șanse, pentru că e foarte scund și voi da în partea stângă, nu voi da fix în plasa laterală, voi da mai pe mijloc, așa dacă putem spune. Totuși trebuie să-i dăm o șansă și uite că pasta o scoate, deci pasta o scoate, obține un punct. Până acum are un punct Manuel Neuer, acum vreau să fiu puțin rău. Îi dau direct în vincul. Aici cred că băiatul meu n-are nicio șansă. Poate să se ducă cu 5 secunde înainte că n-are nicio șansă. S-a dus. S-a dus și nu s-a mai întors. Ok, și vom mai bate încă o dată din nou pe partea dreaptă. Din nou în plasa laterală aproape. Nu e fix în plasa laterală, dar este destul de aproape. Nu știu dacă îi ajung mâinile până acolo, da, a ghicit colțul, însă efectiv nu i-au ajuns mâinile până acolo. Mă, da, mai avem încă o încercare, deci în total sunt 6. Mamă, sper să nu se ducă mingea în bară. Sper să nu se ducă mingea în bară. S-a dus mingea în bară. Deci obține până acum 1,5 puncte la această probă. De fapt sunt 56 de puncte, nu 51 posibile, pentru că am omis câte un punct la fiecare probă. Dacă scrie în dreapta că mai are 5 încercări, de fapt sunt 6 în total șuturi. Este timpul să mergem la proba a doua, care este legată de lovituri libere. Vom bate totuși cu Di Maria de data aceasta. Neymar are 89 frikic acora, și Di Maria 88. Nu cred că este foarte mare diferența. Și hai să vedem dacă este în stare să apere lovituri libere. Uitați-vă cât de mic e. Hai să-i dăm aici pe partea dreaptă, cred că mingea se duce în vincul, nu? Cred că are efectiv nicio șansă, s-a aruncat al meu, s-a aruncat. S-a aruncat mai pe mijloc, așa dacă putem spune. Nu până acum, din nou, dacă voi rata eu, îi vom da 0,5 puncte, dar dacă va apăra el, va avea un punct. Aici din nou se aruncă, dar se aruncă degeaba. O să încercăm să dăm pe jos în forță. Deci nici pe aia n-a fost în stare, pă bune că a stat pe loc, n-a fost nici pe aia în stare să o scoată. Bă, și a fost aproape de el, mă, hai că mai dăm încă o dată, dar dăm pe colțul opus. Deci până acum nu, am ratat eu, mingea s-a dus în bară, obține 0,5 puncte până acum la această probă. Putem doar să dăm la colțul din dreapta, pentru că în stânga n-avem cum. Așa că vom da ceva de genul, sperăm că nu se duce din nou mingea în bară. Neuer, nicio șansă, se aruncă omul meu, n-are efectiv nicio șansă la aceste lovituri libere. O să încerc să dau pe sub zid cumva, mingea se duce destul de încet, trebuie să o apere. Nope. Nici pe aia n-a apărat-o,
Deci nici pe aia n-a apărat-o, n-ai cum așa ceva. Hai mă, Neuer, fă și tu ceva. Obții și tu măcar un punct la proba asta? Poate dacă mai ratez eu, că în rest, nu cred. Nici o șansă n-are. Bă, mi-e milă de el că îi dau goluri așa în continuu, dar asta e, trebuie să respectăm proba. Trebuie să încercăm să dăm goluri cu tot skill-ul nostru nebun. Chiar dacă n-am eu cine știe ce skill, însă nu e așa greu să bați lovituri libere la antrenament. Mai greu mi se pare la Ultimate Team. Din nou mingea se duce în bară, obține un punct până la urmă, pentru că a avut 0,5 la prima ratare, 0,5 la ratarea asta, deci are un total de un punct până acum la această probă. Un punct obținut de Manuel Neuer, din nou batem la colțul lung, perfect, impecabil. Hai mă, totuși că îi dau una pe centru, hai să vedem cum apără una pe centru. Efectiv îi dau aici la umărul lui drept, deci dacă nici pe asta nu am ratat eu iar. Cât mai aproape de el, să vedem dacă reușește să scoată. Bă, dar cum dau fix în aia că am pus ținta altfel? Ok, 2 puncte până acum obținute de Manuel Neuer. Hai că nu o să mai dau așa. Ba da, tot așa. Ia mă, apără pe asta. A atins-o. Deci efectiv a atins-o, dar s-a dus mingea până la urmă în gol. Deci la această probă Manuel Neuer obține 2 puncte. Cam puțin, ce să zic. Mergem la proba numărul 3. Până acum are 3,5 puncte din 56 posibile, un scor destul de slăbuț. Aici ar trebui să fie mai ușor, pentru că e direct în meci. Dacă ratez eu primește 0,5 puncte, dacă scoate el primește un punct. Asta a dat-o mai ușor și a scos-o. Am vrut efectiv să las scoată și el o mingi. Ia uite bă ce fel bat cornerul. Ok, interesant. Da, primește încă 0,5 puncte. Hai să mergem mai departe, vom da în vinclu de data aceasta. Și Di Maria, impecabil, nicio șansă pentru Manuel Neuer. Vom încerca din nou să dăm în vinclul porții, doar că vom da pe partea dreaptă. Perfect, ok, sperăm că nu scoate vreun jucător. Nicio șansă. S-a aruncat acolo pe spate, s-a crezut pe saltea, Vorumiu. Deci nici nu trebuie să dau pe acolo, pe unde e zidul, trebuie să dau doar la colțul lung. Dacă dau la colțul lung, e gol. Totuși ar trebui să dau mai spre el așa. Bă, era să scoată pe asta, atins-o. Atins-o, băieți. Ia mă, că dau direct pe poartă. Ce se întâmplă dacă dau direct pe poartă? Wow! No, nicio șansă. 2,5 cred că până acum, sper că nu greșesc. 3 puncte obținute, de fapt nu se încheiase faza, dar are 3 puncte obținute până acum. Din nou, un gol care pare destul de ușor. Uite mă că o dau, uite aici. Dacă o scoate de aici, e mare șmecher. A scos-o mă. 4,5 puncte, nu știu dacă am calculat bine, că m-am uitat ce scor aveam. Cred că am uitat. Ce? N-am putut să bat ultima chestie. Hai că dăm 5 puncte, dăm 5 puncte la proba asta, să obțină și el 5 puncte. Are 8,5 până acum. Ok, mergem la următoarea probă, 1 vs 1 împotriva portarului. De fiecare dată când ratez eu primește 0,5 puncte, când o scoate el, aici a atins-o. Bă, stai că a atins-o, deci obține un punct. Aici dau gol, lejer. A obținut un punct pentru că el a atins-o acolo. Dacă n-atinge mingea, nu primește nimic. N-a atins-o, îmi pare rău. Reușim să-l batem, hai să facem o braziliană peste el pentru că e destul de ușor. Deci efectiv zici că am făcut braziliana pe lângă un copil, peste un copil. Acolo reușim încă o dată să dăm gol. Până acum are un punct, e mult, mult prea ușor, n-am ce să-i fac. Easy. Ba, atins-o, a atins-o. Deci are 2 puncte la această probă. Îi adăugăm 2 puncte la scorul final, până acum are 10,5. Ok, mergem la ultima probă, practic scenarios, hai să vedem ce reușim să facem în acest practic scenario. Nu știu câte puncte va obține, dar o să vedem. Din păcate, văd că sunt aici cu fundașii mai mult decât cu atacanții, dar asta e partea a doua. Ok, un șut acolo, 0,5 puncte obținute până acum, mergem mai departe. Florenții, nu am pe unde să pasez, nu am pe unde să pasez efectiv. Încă 0,5, un total de 1 punct. Du-te! Shoot! Nicio șansă, nicio șansă. Frumos, frumos. Easy goal. A scos-o, bă, obține 2 puncte. Dacă o mai scoate încă o dată, obține 3 puncte la o probă. A scos-o, bă, scoate 2 mici la aceeași fază. Deci obține 3 puncte la această probă. 3,5. Frumos, o scoatem, a scos-o, 4,5. Deci scoate impecabil
cei drept șutez mai mult cu fundașii. Ok, mergem mai departe. Până acum 4,5 puncte. Sper că nu greșesc. Sper că am ținut bine scorul. Florenzi. Di Maria. Greșește 5 puncte. Obținute de Manuel Neuer. Un șut de la distanță. Nicio șansă. 5,5. Scăpăm singur. Florenzi. Pasă în centru. Încă una. 6. Acum contează mult și fundașii. Contează efectiv mult și fundașii. Dacă se apără bine fundașii, ia uite cum se apără fundașii. 6,5 puncte. Însă și portarul e important, frate, deoarece îi motivează. Aici trebuie să fie gol. Perfect. 7 puncte obținute de Manuel Neuer, pentru că Mbappé nu e în stare să dea o pasă. Bă, dar ce se apără fundașii ăștia? N-am ce să le fac efectiv. 7,5 puncte. Ho, bă, nu se poate, 8 puncte. Deci se apără impecabil, dar dacă eu atac, 1,5. N-am nicio șansă să trec de fundașii ăștia, pentru că eu atac cu fundașii. Uitați-vă, e Dialon atac, nu e Neymar, nu e Mbappé, nu e Di Maria. Numai fundași. N-am nicio șansă, efectiv. Cred că sunt 9 puncte, n-am mai ținut scorul. Prea bine. 9,5. Obține foarte multe puncte la această probă Manuel Neuer. 10,5. Și eu din prima? Nicio șansă. 11 puncte și cam aici se termină această probă. Efectiv n-am nicio șansă să dau gol la această probă, pentru că atac cu fundași. Nu știu de ce, dar atac cu fundași, băieți, la această probă. Din păcate, obține 11 puncte și are un total de 21,5 puncte din 56 posibile. Cam atâtea puncte obține Manuel Neuer. Însă s-ar putea să fi greșit eu la unele faze, să nu fi calculat bine, pentru că e destul de greu să fii și atent la joc și să și ții scorul. Însă cam în jurul acestei sume se încadrează Manuel Neuer. Bă, sincer, e destul de ușor să-i dai gol la unele faze. M-am și lăsat, adică i-am dat șanse să apere. Aici la final a fost destul de greu să-i dau gol, însă cam aici trebuie noi și noi acest experiment cu cel mai scund portar din FIFA. Sper că v-a plăcut acest tip de experiment. Dacă mai vreți, nu uitați de like, nu uitați de subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat!